În conferința de presă dinaintea confruntării cu cei de la FC Bihor, trei dintre titularii de la CS Mioveni, Bogdan Stoica, Alin Popa și Roberto Aiza, și-au exprimat optimismul în privința modului în care va decurge partida. Va fi un meci important, nu știu cât de greu sau cât de ușor va fi. Noi venim după un rezultat nefavorabil nouă la Satu Mare, vrem să câștigăm, să ne liniștim în mare măsură și după aia să sperăm că o să avem victorii în continuare. Avem și doi colegi care sunt accidentați, jucători destul de buni. Sperăm că ceilalți colegi ai noștri care îi va înlocui vor să facă un meci bun și o să se ridice la nivelul celor care lipsesc. Ei vin cu moral ridicat. Sper din tot sufletul să ne facem jocul care l-am avut și meciurile trecute prin posesia bună noastră și să fim concentrați 100% la ora jocului și eu cred că putem obține cele 3 puncte. Va fi un meci destul de greu, dar încercăm să ne mențim o serie bună de victoare care avem acasă, să fim concentrați și să batem un meci acasă și să luăm 3 puncte. După confruntarea de mâine cu FC Bihor, în finalul săptămânii pentru argeșeni urmează o deplasare la Arad, unde vor juca cu o grupare de tradiție, UTA.